domnul Gheorghe, vă spune bună seara. Deci da, sărbătorițele de naștere. O sărbătoresc în pat. Așa. Deci noi avem o surpriză pe dumneavoastră, da? Cum credeți, de la cine este? Ca să vă dați seama și să spuneți. Nu știu, și eu nu știu. Nu știu, eu mă învăț, dar e unicul. Da, mă înghiță. Și totuși, de la cine credeți că este? Eu, așa, parcă îmi spune inima, cât de la Italia. Am ghicit? Ați ghicit. De la Mariana. Așa, deci e surpriză din partea lor, da, să spun. Sincer, la mulți ani pentru dumneavoastră, pentru că nu a putut să fie greu în joacă, însă au făcut surpriză cu mare drag pentru dumneavoastră. Așa, deci avem mai multe cadouri, să spun, pregătite pentru dumneavoastră și întâi o să mă permit, da, să ofer acest cuțel simbolic pentru dumneavoastră. Yes. Mai aveți și un coș, eu aveți un coș de pe și o notă. Așa, da? Și o să vă las pe dumneavoastră să transmiteți acolo în depărtare un mesaj, așa, să spuneți ceva. Amă, e. Da? Acuma, da. Mami! Mama, vă sărut din tot sufletul, din tot inima, vă doresc sănătate, multă, multă, multă tare. Vă mulțumesc, dragul tate. Vă mulțumesc foarte frumos. Vă sărut, tătica, și vă doresc și mai bune clipi. Clipi de viață și la copii, nepoți. Și la nepoți. Și vouă. Vă mulțumesc, tătica. Mulții, domnul Gheorghe, din partea noastră, sunt sincer la mulți ani. Să fiți sănătos, da, să aveți sănătate, să așteptați copilașii acasă, nepoții, putere de a trece peste toate greutățile. Da? La mulți ani. La mulți ani. Mulțumim. 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 Mulțumim.